Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași efectuează intervenții pe varianta ocolitoare Suceava în urma alunecării de teren activate la sfârșitul săptămânii trecute. Alunecarea de teren s-a activat pe șoseaua de centura Sucevei de la Zidul Morții spre Pătrăuți. Ca urmare a acestui fenomen, taluzul s-a surpat pe o lungime de aproximativ 320 de metri pătrați, angrenând distrugerea șanțului pavat pe o lungime de 25 de metri și înaintarea spre acostament cu 0,7 metri. Soluția de consolidare a sectorului afectat urmează a fi stabilită în urma expertizei tehnice.